o seară. Hai, bună ziua, dragi prieteni. Am ieșit și eu în oraș la părculețul ăsta cu flori, pentru că astăzi se sărbătoare și am vrut să mai iau puțin haine. E oraș. Am săturat acasă. N-am mai făcut treabă pentru că m-am gândit să mai mă relaxez și eu puțin. Părculețul ăsta. Uitați ce frumos arată de la prieteni părculețul ăsta. Dar ce să mai a trecut florile? Lata, mi s-a dus timpul. Mai ar vino să vezi ce frumos aici cu pânițele astea. Mădăline, tu îți place aceea? Da. Hmm? Uite ce frumos e aici. Mai sunt și acolo. Uite că și. Suntem în fața mănăstirii, Doamne ajută. La toată lumea. Uite ce, și acolo e. Vrea și eu flori de ăștia să am în grădină. Am numai trandafir. Dar cu fânige ăsta n-am. O să stau până mai târziu. Uitați ce frumoase sunt. Uitați-o și pe Albina. Albina! Unde mergi, mamă? Vino cu a! Ia vino cu a! Nu vrea, se duce acasă să mănânce, vezi? Fetița mea, dar de azi dimineață ea n-a mâncat deloc. Nu prea mai mănâncă deloc. Mâncare gătită nu prea mai mănâncă, nu știu de ce. Eu mai ieși și eu puțin să mă relaxez. Madalina este acasă. Aia nu prea s-a simțit bine astăzi deloc, ne-a vomitat de două ori, nu știu ce are, cred că a luat gripă, nu știu ce are, ori a răcit, nu știu ce e cu el. Aia. Hai să stau aici pe bancă, Mădăline, și mai să mă țin. Arată-le la prieteni, unde am venit. Să mă înfrumez. Dar îmi place chia. Aceea cum e să vii să te relaxezi, dar singură. Am venit asta vară cu Aian. Ce să plimba, ce bucurie, ce să bucuroasă. Dar acum l-am lăsat acasă. La duc la zilele de Crăciun, la târgul de Crăciun, grobul de Crăciun. Da, să vezi ce luminiță aici, ce instalăță, ce frumoșeță. Să vezi ce bucurie pe el. Că va fi bradul ăsta, instalație. Prieteni, tot am filmat acasă și acum m-am gândit de a ieși și eu în oraș. Aici am părculețul ăsta, nu mi-a plăcut să mai filmez. Ieri n-am mai filmat deloc, alaltă nimica. Și astăzi m-am gândit să vin să filmez și eu. Mai filmăm și noi, unde mai umblăm, ce mai facem. Acasă, dacă stai toată ziua, ce s-a răstat cu ziua acasă? Așa, mai ieși în oraș, mai vezi altă lume, mai altceva. Mai bine așa. Acasă ce se face? Numai la bucătărie, la curățenie, cu copilul.
Asta e să arătăm. N-a ales? N-avem ce. Astăzi m-am gândit ca să ies pentru că n-am mai făcut treabă. N-am mai făcut treaba să nu vreau să-i din lucru. Dar de mâine încolo începerea. Începerea. Tot facem prieteni și tot nu se cunoaște nimic. Tot treabă, toată ziua și nu se cunoaște. Pe parte facem, pe un an se murdărește. Și uite așa trece ziua. Da. Mai cu copii, mai pe la bucătărie, mai prin casă, mai prin curte, gata, s-a dus ziua. Cum este ziua mică, trece imediat. Da. Tomiță nu e acasă, i-am zis să-mi filmeze și el acolo unde e plecat. A zis că e ocupat, nu filmează, să-mi filmeze acasă. L-am luat pe nepotul meu ca să mă filmeze el. Andreea nu mai m-am filmat pentru că e cu al mic. Vrei să te angajezi la mine să mă filmez câte 10 minute pe zi? Da. Ha? Să fii camera mamă. Mama, nu pot să zic. Camera mamă. Ha? Da. Vrei? Vreau. Bravo. Atunci înseamnă că ești cu minte. Hai să mergem să vedem unde e maică-ta. Să mergem și noi după ea. Da, ia uitați, prieteni, ce frumos acolo rândul ăla. Ai, ce flori frumoase! Facem să trecem acolo să ne uităm mai bine. Să văd, se vede ceva? Da. Ha? Uite ce frumos acolo și noaptea, seara când se întunecă. Știi cum este apa? Se schimbă apa, roșu, galben. Cum e? Verde, nu știu ce face. Da. Uite ce flori frumoase. Îmi desface magazinul să vin să-mi cumpăr o câteva. Să-mi cumpăr două vaze de așa. Mie îmi plac flori de așa artificiale. Pentru că așa nu se strică. Sunt frumoase. Dar nu mai cumpăr deloc, am de spune. Am acasă atâta păsăraie, atâta lucruri și am bibilăuri, vaze multe. Nu mai am timp să le mai spăl. Să le mai șterg, să le mai spăl, să mai fac curățenie. Nu mai am timp. Aș vrea să fac curățenie, dar nu mai pot. Nu mai am răbdarea aia ce am avut de mult. Fetele așa nu prea să apară în filmare pentru că, nu știu, le este rușine, le văd prietene, nu știu ce, le are emoții. Lasă-mă că mă filmez eu. Ele n-are timp să grăbesc, auzi că are treabă. Dar voi faceți treabă și astăzi? Păi astăzi e sărbătoare. Eu de-aia ieșim, urat să mă relaxez. Ca să-mi filmez, uite ce este aici, înaintea mănăstirii,
bărculețul ăsta frumos, florile, dar ce să mai zicem, că uite s-a mai trecut florile. Dar îmi place, știi ce îmi place acolo așa? Ălea, tufănițile alea. Îmi place. Am o grămadă de flori în curte, dar mi s-au stricat, s-a trecut. Dar eu n-am flori de alea. De alea de acolo? Da. Alea stă până prin... până la iarnă și nu se strică. Alea de acolo? Da. Aia albă și aia, cum se zice, aia grena ce e culoarea. E foarte frumoasă. I-am zis că la după aia, când o fi de Crăciun atunci, când o fi atâtea lumine, când o fi atâtea instalații aici. Da, i-am zis că l-am angajat la mine, cameraman. Madalin, camera. Da. Cum să nu? Trebuie să-l angajez, că uite, Madalina n-are timp să mă filmeze, Andrei cu copilul și le-a pe Madalina. 10 minute pe zi, mare lucru. A zis și eu că vrea să mă filmeze. Dacă nu, o să-mi cumpăr de la o să-mi pun telefonul, cum îi zice. Ia spune repede, că nu mai uit, pot să-i zic. Și eu. Pentru o bută din aia. Nu! Nu știu, nu pot să-i zic acum, prieteni. Și mă filmez singură. Hai, vă mulțumesc, dragi prieteni, vă așteptăm mâine la un alt glob. Și nu uitați să nu vă abonați la Tomiță și Mândra.